au rămas patru și au ajuns în etapa finală a proiectului, dar nu pentru că ceilalți s-au descurcat mai puțin bine sau pentru că cei v-au făcut mai bun decât prin șanse, ci pentru că finanțarea a fost doar pentru 4 studenți. Și e de la sine înțeles că având o finanțare pentru 4 persoane, nu puteam implica toți studenții. De unde am plecat proiectul nostru? Era un alt proiect realizat împreună cu partenerii noștri din Spania și Ungaria, un proiect de biomasă care își propunea să valorizeze energia biomasei dintr-un parc natural, pieneulos, se cheamă undeva în regiunea Castelion. Și pentru că proiectul a fost interesant, studenților le-a plăcut mult în echipă, am crezut că ar fi bine să încercăm un alt proiect care să presupună mai mult decât o simplă evaluare a unui potențial pentru o sursă de energie regenerabilă și să trecem la o etapă următoare, la o etapă tehnică, prin intermediul căruia studenții să-și pună în valoare cunoștințele pe care le-au câștigat în decursul anilor de studiu și de ce nu se lucreze într-o echipă pluridisciplinară și multinațională, astfel încât experiența să fie maximă și câștigul pe măsură. Au fost 12 pași prin care ne-am atins obiectivele finale, dar a trebuit să pornim cu un volum de muncă destul de mare. În primul rând, talată o parte teoretică și a trebuit să evaluăm potențialul de energie regenerabilă din zone rurale din România, Ungaria și Spania. Și am început cu câteva activități intelectuale, am numit în cazul cu toate și celelalte sunt fac parte din aceeași categorie. Și am încercat să identificăm care ar fi cerințele de energie regenerabilă specifice în zonele urbane în considerare. Am încercat să dezvoltăm o rețea de colaboratori în care se intre IMM-uri, administrații locale, universități și orice alte entități interesate de potențialul regenerabil. Cursul a fost gestionat de către Universitatea noastră, Universitatea Carlos Robert și Universitatea Juan Primero, fiecare ocupându-se de 1.000 de dolari.